Salariile peste cele din țară îi fac pe mulți olteni să-și îndrepte atenția către piața muncii din țările Uniunii Europene. Indiferent că sunt șomeri sau au un loc de muncă, tot mai multe persoane aleg să părăsească țara pentru un post bine plătit în străinătate. Bucătari, cameriste, asistenți medicali sau îngrijitori persoane la domiciliu, muncitori calificați în industrie, IT, medici sau ingineri, sunt doar câteva specializări mult căutate de angajatorii din spațiul comunitar european. În această perioadă, prin rețeaua EURES, sunt disponibile aproape 1400 de posturi vacante. Cele mai multe sunt destinate persoanelor care vor să lucreze în Germania. Nemții primesc cu brațele deschise forța de muncă din țara noastră. Mai greu însă cu încadrarea, din moment ce condiția impusă este ca aplicantul pentru un job să cunoască limba germană. Cele mai multe sunt din Germania, 891 de posturi în domeniile transport, producție, IT, gastronomie, auto și în servicii aeronavale. De asemenea, avem 178 de posturi din Olanda în domeniile agricultură și îngrijire animale, din Belgia 26 de posturi în prelucrarea cărnii în producție, confecții și transporturi. Agricultura este un alt domeniu în care străinii angajează masiv din țara noastră. State ca Spania, Portugalia, Anglia sau Danemarca oferă și acum joburi atractive pentru români. Un alt domeniu în care societățile din străinătate angajează masiv este sănătatea și țările nordice caută muncitori din țara noastră. Țări ca Norvegia sau Finlanda oferă 10 de joburi pentru cei care își doresc o carieră în industrie. Luxemburg, 10 posturi în domeniul IT, Malta, 150 de posturi în transporturi, Norvegia, 5 posturi în domeniul medical și în prelucrarea cărnii, Polonia, 41 de posturi în domeniile construcții, relații cu clienții și în producție, Republica Cehă, 30 de posturi în producție, din Spania avem 10 posturi în producție, în transporturi și în îngrijirea animalelor și 10 posturi din Ungaria în domeniul auto. În 2017, zeci de olteni au fost încadrați în muncă în străinătate, din cei aproape 500 de olteni ce s-au adresat biroului EURES. 131 de persoane au lăsat România pentru țări ca Spania, Portugalia, Marea Britanie sau Danemarca. De la începutul anului, aproape 100 de olteni au mers la consilierul EURES să-i ceară ajutorul pentru a-și găsi un loc de muncă în străinătate.